Nu știu alții cum sunt, dar eu cred că trebuie să ne pregătim, să ne facem provizii, să ne scoatem, nu știu, bocancii de pe undeva, de barale, să începem să ne antrenăm prin curte, să alergăm cu ceva, cu o raniță în spate, să facem, să săpăm niște tranșee, să una alta, pentru că, băi, oameni buni, la conducerea armatei române de ceva vreme e un domn, îl cheamă Gheorghiță Vlad. Sau Vlad Gheorghiță, cu ăștia nu știi niciodată care e numele, care e prenumele, trebuie să ți se explice la un moment dat. Avem din ce în ce mai mulți din ăștia de nu știi cum îi cheamă, dacă care e numele, care e prenumele. Deci Gheorghiță, Vlad, Vlad Gheorghiță, naiba să-l piepte. Bun. Ăsta este șeful statului major general al materiei. Alo. Maestre, ne auziți? O secundă, vă aud, dar vorbiți ca să... Eu vorbesc non-stop, sunt deja vorbesc de minute bune. Da. Domnul acesta Gheorghiță Vlad, domnul Vlad Gheorghiță, Gheorghiță Vlad, zice așa, cu subiect și predicat. Maestre, ne auzim, nu? Da, da, da. Nu. Okay. E tot în regulă. Da. Păi nu-l aud pe maestru Cristoiu. Ce se întâmplă? Da? Ok, am înțeles. Zice așa. Zice, sunt mai mult decât convins, zice domnul Gheorghiță Vlad, că politica președintelui Putin, bă, ce-mi place mie de ăștia când nu spun politica lui Putin, politica, adică îi respectă cumva chestia asta, politica președintelui Putin va escalada în perioada imediat următoare. Deci ăștia așa vorbesc. Politica președintelui, în loc să spune politica lui Putin, da? În condițiile astea, va escalada în perioada imediat următoare. E ca și când ai spune politica domnului Hitler, da? Va fi îngrozitoare în următoarea perioadă. Politica lui Hitler, politica lui Putin, dacă tot ești hotărât să ne spui că Putin e un criminal și că va escalada în perioada imediat următoare. Populația României trebuie să se îngrijoreze, zice domnul Gheorghiță Vlad. Bă, deci ăsta, șeful statului major, ne spune, populația României trebuie să se îngrijoreze. Deci de asta ziceam la începutul acestui podcast. Noi trebuie să fim din acest moment îngrijorați, băi, oameni buni. Deci populația României trebuie să se îngrijoreze și trebuie să adoptăm măsurile corespunzătoare pentru a fi pregătită. Asta ce înseamnă? Zice el, e nevoie de o lege care să permită învățarea voluntară a bărbaților și femeilor de până în 35 de ani să tragă cu arma, să-și facă o decontaminare. Care aveți copii pe acasă. Deci atenție, ei vor trebui să învețe chestia asta. Parlamentul, mă rog, viștii României ce sunt prea bătrâni pentru a lupta pe front. Deficitul de personal la armată e de 10%. 6.000 de angajați au părăsit Ministerul Apărării numai în 2023. Armata va cumpăra arme noi și aparate de vedere și ochire pe timp de noapte pentru toți militarii. Și tot așa, tot soiul de astfel de nenorociri. Maestră, ne auziți? Da, vezi dacă microfon. Bun. Da, eu vă aud, nu ați mă auziți? Vă auzim, totul este absolut ok. Haideți că am făcut acest început apropo de ceea ce vrea domnul Gheorghiță. Vă salutăm. A, sunteți bine, maestre? Ca de obicei. Sunteți bine, mă bucur. E, acum, după ce vedeți că sunt bine, după ochelari. Așa, vă cunosc, eu v-am văzut. Păi față de săptămâna trecută, iertați-mă. După voce, după... Din ăla, terapie de șoc. Terapie de șoc, da. Sunteți bine, sunteți bine, sunteți bine. Deocamdată. Da, Doamne ajută să fiți sănătos. Asta e ce mai mare, mare chestie. Să nu vă... Și operațiunea pe 19 de cataractă. Am amânat-o, că nu mă puteam duce bolnav de COVID. Merge bine și aia. Nu sunteți dumneavoastră omul care să cedeze la astfel. Astea sunt chestii minore. Maestre, să vorbim, vă rog frumos, despre domnul ăsta, Vlad Gheorghiță sau Gheorghiță Vlad, că eu nu știu care e numele, repet, care e prenumele, nu mai contează. Deci el ne spune cu subiect și predicat, știu că ați abordat cumva, ați atins această problemă la un moment dat într-un podcast în urmă cu câteva zile, dar... În mai multe. Da. E tema mea, Gheorghiță. Dom'le, zice așa, zice că populația României, deci asta o spune el, eu n-am zice, populația României trebuie să se îngrijoreze și trebuie să adoptăm măsurile corespunzătoare pentru a fi pregătită. Deci omul ne spune să ne îngrijorăm. Uite, eu mă îngrijorez. În acest moment mă declar un cetățean român îngrijorat. Sunt atât de îngrijorat încât l-aș da cu ăsta cu capul de pământ să-mi explice ce a vrut el să spună prin chestia că trebuie să mă îngrijorez. Bă, când șeful statului major al armatei române vine și spune că trebuie să ne îngrijorăm, pe ce o să ne spună? Dacă la un moment dat apare dușmanul la graniță, ce o să ne spună în momentul ăsta? În momentul ăla, român, trebuie să fugiți. Deci el acum, când totuși România e o țară membră NATO, n-am văzut niciun rus pe la stația de metrou aviatorilor cu pușca în mână, de ce trebuie să mă îngrijorez, maestre? Care e ideea? Este, acest interviu este un moment politic, deoarece el a fost cum a aranjat.
Am citit tot interviul, am Da. văzut și prestația moderatoarei. Întrebările erau gen, nu e așa că armata română stă prost? De exemplu, o parte din interviu s-a consumat pentru problema bocancului. Bocancul românesc. Moderatoarea, care am înțeles că a fost și Ea a colegă, fost care e colegă, femeie, da. Da. avea o problemă, că militarii români când defilează, bat pasul prin fața președintelui Republicii, îi bate bocancul. Și din cauza asta ei nu mai pot fi atât de mândri. Deci, ziarista era un fel de Radu Tudor mai nouă, că crește numărul acesta. Deci era un interviu aranjat între un jurnalist care nu știu dacă primise ordine să fie amabil, pentru că normal era ca jurnalistul să fie civil, adică să abordeze și din punct de vedere al civililor, că suntem noi, decât din punct de vedere al armatei. Deci este foarte importantă această precizare, pentru că ea explică de ce este vorba de un moment deosebit care trebuie să-i se acorde atenție. În tot NATO s-a pornit o campanie de scoatere de subliniere a faptului că țările membre NATO, inclusiv Germania, nu sunt pregătite, că tineretul nu mai e patriot, nu mai e nici german, nici francez și, da, nu e vina noastră. Și atunci, dacă ați observat, în marea majoritate a țărilor membre NATO, la ordin au ieșit acești BSNC-ți. Nu, eu așa le spun pentru că îi cunosc pe general din 1990, când se băteau cu securitatea ca să arate că n-au tras ei la Timișoara, deși ei trăseseră. Și intervenția lui Gheorghiță se înscrie în această campanie. Din nenorocire pentru Gheorghiță și pentru România, nu, din nenorocire pentru România, cel căruia pe care a picat măgăreața, să zică ceva, este Gheorghiță. Deci ceea ce ceilalți generali din NATO au fost mai subtil, mă, ăsta Gheorghiță, fiind el Gheorghiță bolovănos, la primul contact cu media, pentru că el e virgin, el a stat în cazarmă până acum, a devenit șeful marelui stamajor și a dat și el de feceria numită presă. Și atunci a spus, nu mă prostie, domnul. Deci, dincolo de ce spune el, este de la un cap la altul o prostie. Cu bocancul, cu o să reabiliteze bocancul, este ceva groaznic. Dacă vrei să-ți pierzi încrederea în general, vezi acest interviu care a beneficiat, în ghilimele, și de o jurnalistă militară, care nu exprima și puncte de vedere. De exemplu, ea trebuia să spună ce a spus și mai domnule, stați un pic, poporul român era liniștit până acum, era culegător, mă rog, cu cereale, cu ăla, mai fura, mai cipea, deodată trebuie să se pregătească de război. În acest moment se mai înscrie și într-o preocupare pe care o știți, eu cel mult o știu din anii 90, a armatei, că ea nu este, cum să zic, mai ales a generalilor. Ei nu sunt în prim plan, nu știu dacă mă înțeleg, ei sunt foarte importanți pentru această țară. Ei apără țara asta și poporul nu-i patriot și nu-i pregătit. Deci se înscrie și în această preocupare a armatei, care are, printre altele, expresie la Radio România Actualități, sâmbătă, un jurnal militar. Eu l-ascult numai ca să mă amuz, că rezultă de acolo că toți trebuie să ne facem ofițerii, sergenți majori și cătane, da? E tema lor. Dar în această campanie se înscrie, deci în această campanie în tot NATO de înarmare, care acum putem discuta și sigur, Mai deci este, și stați noastră. puțin, că aici am constatat următoarea chestiune, că astăzi ascultam, spre exemplu, cred că la Antena 3, în drum spre podcast, a intervenit unul, de exemplu, de la USR, culmea, deci unul trotinetist, cum spuneți dumneavoastră, de la USR, care era în Comisia de Apărare. Bă, ăla de la USR era în discuție cu Cristina Trăilă de la PNL. Trăilă m-a surprins plăcut, zicea, stați domnule, că la vorbeau despre legea asta, apropo de voluntariat, de armată voluntară,
că e de pe vremea lui Dâncu în Parlament băgată și că nu s-a ocupat nimeni de ea și Trăilă zicea, domnule, dacă de 5 ani de zile în Parlament nu s-a ocupat nimeni de ea, nu trebuie să ne grăbim acum că nu arde nimic, să nu speriem populația. Mă, ăla de la USR, eu nu știu ce era cu el, cred că nu merge la sala de sport, e celibatar, n-a găsit o gagică, ceva, avea nevoie de acțiune. El zice, nu! Acum, repede, să o băgăm în comisie, să discutăm despre ea, pentru că România, dacă ne atacă rusul, suntem nepregătiți. Mă, pe bune? Deci eu îl vedeam pe ăsta, deja useriștii, cred că doar cu arme de astea de cauciuc, supernă, au gloanțe în fund de cauciuc băgate pe undeva. Eu cred că le place războiul ăsta. Ăștia sunt ăștia de joacă Counter-Strike, joacă pe computer jocuri. Da, cum spunea da. Cristache, mi-am zis într-un, ducându-se cu paharul ăla, că ei nu beau. Da, cu dălea, da. De timp ceașca nu mai... Cu frapeul la încorporare. O să bea frapeul așa. Așa, și mergând așa, cu și pătăți, te feliști, păcând cât rânsă. Este interesant, cine conduce USR-ul? Domnul Drulă, cum? Wow. Aveți o părere, altă părere decât că e un neghiob? Aș putea Drulă. Să fiu chiar mai dur de atât. Nu, stați un pic. Deci s-a văzut încă o dată. Normal ar fi. Deci... poziția clasei politice este în felul următor. AUR este până la capăt cu acest general pentru că el e un partid care se hrănește din patriotism, din să fim pregătiți, să ne batem cu rușii, cu unguri, deci nicio problemă. Este ca și PRM un partid puternic implantat în besencisme. Nici nu discut. Din punctul acesta de vedere, baza AUR o reprezintă armata. Toți nemulțumiți, o să vă spun că patriotismul și că nu suntem educați patrioți și cum sunt ei cei mai patrioți în cazări pe acolo unii mănâncă ciolan cu fasole. Deci, surprinzător, te-ai aștepta ca cei mai civiliști să fie useriștii. El, USR-ul, de-aia am spus că omul e neghiob și nu are nicio treabă cu acest partid, pentru că electoratul USR e electorat tânăr, n-are nicio treabă. Este electoratul cel mai afectat de aceste campanii. Este electoratul care se va trezi încorporat, dus la cazarmini. Nu știu ce e premilitar, am făcut și eu. Stați puțin, că mai e o chestie. Vreau să-i dau un premiu doamnei Georgia Taus sau Tăuș, care ne scrie, excepțional a pus problema asta, apropo de USR, zice, dacă băieții se declară că sunt fete, zice, îi mai incorporează, îi mai înrolează? Foarte important pentru electoratul USR. Nu are, deci, domnul, încă o dată, Drulă n-are nimic în cap, nu înțelegeți? El eu nu cred că a primit indicații, că USR-ul nu mai primește indicații de nicăieri și a zis așa, aha, e cu rușii, aha, e cu Uniunea Europeană, aha, e cu Bruxelles, aha, hai, nu înțelegeți. PMP și Forța Dreptei a făcut greșeala vieții lor asociindu-se cu ăștia. Încă o dată, electoratul pe AUR și Șoșoacă este pro-generalul ăsta. Știți temele lor, n-am nicio să le discutăm. Sigur. Le știu din cele lui Vadim, cele lui Funar. Vadim era înconjurat de general, de major, de întotdeauna vorbea cu armata, cânta... Maestre, iertați-mă că eu n-am urmărit, dar ziceți că ați văzut tot interviul, l-am văzut, cum să spun, l-am citit. Groaznic. Stați puțin. Vreo clipă fătuca asta de la Europa Liberă acum, dar care a fost la Europa FM pe vremuri și așa mai departe, știu ce, bun. L-a întrebat pe ăsta cum explică el faptul că în momentul în care spune că să fim îngrijorați, Putin urmează să se întâlnească în februarie cu liderul unui stat NATO și anume cu Erdogan, adică până la urmă în mintea unui om care ce bă, ne-a zis șeful statului major să ne pregătim că vine rusul peste noi. Și atunci cum rămâne cu întâlnirea pe care săptămâna viitoare nenorocitul de Putin o are cu aliatul nostru, NATO, membru NATO, Turcia și cu domnul Erdogan? Că nu se leagă lucrurile, deci ce se întâmplă? Pun la cale să ne invadeze și rușii și turcii în același timp? Domnul Turcescu, dați-mi voie încă o dată să reamintesc nuanța. În istoria României modernă, că în perioada interbelică, problema faptului că civilii, noi, da, nu dăm atenție armatei, a fost o obsesie. După 90 a fost o temă, m-am plictisit, am
Ce dracu, am fost în prima linie a presei. Știu toate temele militarilor. Au fost momente când și eu am zis și eu, bă, hai să ne mai... Deci tema lor este faptul că, de ce? Pentru că în timp de pace, de liniște, ei nu sunt nimic. Bine, nici în timp de război nu sunt, da? Tema pregătirii României pentru război este o obsesie a românilor de la Cuza încoace. În consecință, în primul război mondial am intrat totalmente nepregătiți, da. Totalmente. În al doilea, la fel, mareșalul Antonescu, în ședințele de guvern, am stenogramele, spune mereu, bă, dacă nu erau nemți, noi nu treceam nici măcar Prutul. Observa de fiecare dată tema, că noi nu suntem pregătiți, că trebuie să ne înarmăm cu tare, cu tare, cu... Dar nu e vorba de primejdie. În perioada interbelică era sovieticii. După asta au venit nemții, acum sunt rușii, nu e vorba de pretext. Problema gravă la această jurnalistă este faptul că ea a devenit, era lideră aur, adică la toate temele lui. Unul din obsesiile lui Gheorghiță era faptul că noi tinerii nu mai sunt pregătiți patrioti cum era el, nu știu, că îi pare 40 de ani. Nu cred că în perioada... N-a prins deci... PTAP-ul, n-a prins pregătirea tineretului pentru apărarea patriei. Domnul Turcescu, da. Cunosc încă o dată, știu pe de rost, chiar că mă pricep la naționalism. Tema militarilor, că poporul român, că tinerii... Nu... Așa, au dreptate, că tinerii sunt fete. Da. Nu mai sunt bărbați. Am înțeles. E o problemă dacă vrei să facem o nuanță și nu era Gheorghiță, ci era un om cu liceul terminat. Punea următorul lucru, de exemplu, una din cauzele eșecului invaziei în Gaza, e un eșec, este faptul că e o generație și în Israel din asta, care nu știe dacă sunt bărbați, dacă sunt fete, care își fac unghiile, care nu mai au tema război. Dar toți se plâng, în toată lumea, generația mai în vârstă se plânge că tinerii nu mai sunt educați. Asta era problema la acest interviu, că era din punct de vedere jurnalistic să-l întrebi. Dom'le, în primul rând, el, hai să pornim de la o apreciere. El zice, ca cetățean, el apreciază că Vladimir Putin nu se va opri după ce va cuceri Ucraina, deocamdată n-a cucerit-o, va cuceri Moldova și pe Maia, cu Maia Sandu și cu cei 30.000 de euro, că știți, cei 30.000 au revenit prin decizia DNA-ului lor, i-a revenit lui domnișoarei. Da. Da, nu i-au revenit, da, nu, da, i-a, da, da. I-a luat, i-a băgat în buzunar, da. Da, bun, deci Putin are toate motivele să cucerească Moldova și ia cei 30.000 de euro, kilo ăla, da? Și apoi vor cuceri țările baltice. O știu tema. Problema este că această chestiune care este, se discută de oameni, de geopoliticieni, ne-a intrat și Gheorghiță, care cred că nici nu știe unde e Rusia. Deci asta este ghinionul nostru, este faptul că o decizie exprimată de oameni de la un anumit nivel a încăput pe unul la Gheorghiță. Maestre, dar dați-mă, vă rog frumos, o explicație din punctul nostru de vedere la următoarea chestie pe care mie îmi face, îmi sucește minte această chestiune. Dom'le, suntem în, cum să spun, la momentul la care la nivel de armament s-au inventat drone, avem F-uri 35, nu mai spun ce, tancurile Leopard, tancurile pește, așa, bun, mașinării. Într-o astfel de lume te-ai aștepta ca, într-adevăr, războiul viitorului, oricare ar fi el, să se desfășoare prin intermediul acestor noi scule de război, da? De ani de zile puse la punct. În care să nu mai fie nevoie de încorporare, de aia care, ce să fac eu, să trag cu Kalashnikov-ul, vă dați seama, poc, poc, pe cine să trag? În ciori? În ce să trag? Da? Așa. Și cu toate astea, în momentul de față, revine această temă a nevoii de a avea oameni care să meargă pe front. Păi dacă vine la un moment dat o bombă dinspre ruși, spre București, să spunem, eu ce fac? Stau poc, poc, în cartier cu arma și fac, uite bomba, poc, 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 noi că am fost trăgători sau dăm cu praștia, ce dracu facem? Adică e ceva care nu se leagă.
Trăim într-o lume, repet, în care totul este cu computere, cu inteligență artificială, cu armament sofisticat, cu d-astea, sateliți de război, cu nu știu ce, cu un alt... Și tu vii și îmi spui, avem ăsta, cum zice, scutul antirachetă, mai zice, să nu uităm. Avem o țară cu scut antirachetă. Și tu vii și îmi spui mie, Gheorghiță, că eu trebuie să, dacă am până în 35 de ani, să mă duc la centru de încorporare, să învăț să trag cu arma și să mă... Da? În același timp mi-ai scos orele de educație fizică din școală, deci eu nu știu să alerg, da? Tânăr fiind, avem tineri care nu știu să alerge, să împiedică, nu știu să-și lege bocancii, mi-ai scos orele de istorie, păi când ai istoria, da, e o chestie, adică simți și tu, bă, și eu vreau să fiu ca Ștefan cel Mare, dacă el au adică, da? Suntem singura țară din lume care învață despre istoria altui popor și anume despre Israel, mă rog, da? La orele de istorie. Deci tu mi-ai scos niște chestii care cumva m-ar face pe mine, hai zicem cu ghilimele, bărbat, sau să simt bărbăție și să-mi doresc să fie așa, și acum zici, hai cu frapeul și cu pantalona și cu vedere la gleznuță, hai la încorporare. Bă, sunteți nebuni? Despre ce vorbim aici? Da, domnul Tăcescu, aveți dreptate. Războiul modern va fi între softiști sau IT-iști. Problema este următoare. Ați înțeles că este o diversiune la nivelul întregului fest. Da. Să le luăm, elementele. Unu, a trecut virusul, da? Da. Nu cred că îl mai putem acum încorpora, reîncorpora. A venit războiul din Ucraina. A ținut un an de zile, tema, gata, rușii cuceresc Ucraina, apoi cu tare. N-a mers. E clar că scopul rușilor este acel teritoriu, da. Donbass și Crimea, și în același timp o rupere geopolitică a Rusiei, s-a mai întâmplat, de Europa pentru a se îndrepta spre altă lume, spre Asia, nu, mi-e limpede, da? Însă, în acest moment, Occidentul se confruntă cu foarte mari probleme economice, uriașe. Și atunci, ca, așa cum în anii 50, să știți că în anii 50, potrivit scânteii, americanii ne cucereau în fiecare zi. Deci era un pericol, o agresiune. Da, aveți dreptate. Da, da, nu ne-au cucerit nici. S-a dovedit că nu ne-au cucerit până în 89. Și atunci, unul din scopurile diversiunii, vin rușii, trebuie să fim pregătiți, este aceasta de a abate atenția de la adevăratele probleme. Da? Bă, gata, voi puneți problema cerealelor din Ucraina, dar iată că ruși. Pericolul la care încă o dată, dar repet, tot a încăput pe mâna lui Gheorghiță, nu să nu înțelegeți. Pe și felul care îl prezintă, pentru că la mintea lui, e mintea a domnului șeful marelui stat major. Șeful marelui stat major trebuie să fie un tip strălucitor, adică când te uiți la el, când l-a auzit, să zici, bă, eu vreau să devin general ca ăsta. Uitați-vă la el, de tot interviul, de la un capăt o prostie fără margini, din ălea, cu clișee, cu poporul care, tinere, cum spuneți, nici el, nici Juna, nici tanti, cu Conița, nu pune o problemă, nu facem istorie, domnul, tu cum să vorbești, să-l pun pe tânăr să tragă cu arma, să apere țara, când ei nu fac istorie, nu înțelegeți, istorie. Nu există, nu mai există istorie la ora actuală, e elementară. Normal, păi da. Nu știu, nu se mai aniversează nimic. Adică avem într-adevăr, se predă istoria unui alt popor și nu se predă istoria României. Cum dracu vrei să educi? Aceasta. Da, bine, dar mintea lui Gheorghiță n-a mers până acolo că trebuie. Dacă el era, spunea, bă, uite, avem o problemă de educare patriotică. Nu, bă, zici și el, ce învățați de pe acolo? Să fi zis, hai să reînvățăm despre Ștefan cel Mare, hai să învățăm despre Mircea cel Bătrân, hai să vorbim în continuare generația, nu știu, chiar de la pași 8, ca să zicem așa, după aceea să trecem până generația de primului război mondial, al doilea război mondial, hai să vorbim de, mamă, să-l fi auzit pe ăsta, de exemplu, hai să vorbim despre Mareșalul Antonescu și armata din perioada respectivă și ce să te faci, ce, lăsați excesele, lăsați cu tare și da, să vorbim despre întreagă-l context și așa mai de, mamă, păi dacă zicea asta, te uitai altfel la Gheorghiță. În plus de asta, cu ce dumneavoastră, așa cu besencisme, de-aia mă uit la toți generalii ăștia români. Maestre,
Eu n-am văzut unul să mor, eu nu știu, ăștia cred că dorm numai la popotă. Deci toți sunt grași, sunt cu fălci, sunt, se vede pe ei că nu mai aleargă, nu fac niciun fel de antrenament, sunt vai de capul lor. Unde i-or fi ținând, băi, frate, pe ăștia? Când te aștepți la un general, să-l vezi și tu la un moment dat, să zici, bă, ăsta toată ziua e și în sala de sport, mă, nu e doar la... E, aleargă, e pe câmpul de luptă, e cu arma în mână, face exerciții, da, trage, de, face... Domnul Tărțescu, stai să ne lămurim. Da. Ia, dă o poză cu Gheorghiță, uite, la, stați, doar așa, nu, nu, o captură. Nu, că la ce mă aștept de la general, da? Da? Un domn, și pare surprinzător, Ioan Mircea Pașcu, da, a scris înainte de 89 o carte care mă miră că nu o face, Armele și istoria. Noile arme au împins înainte istoria, știți foarte bine, din punctul acesta, arcul ăla, arcul lung al cavalului. Da, da. În bătălia dintre musulmani, știți, în cruciade, ăștia erau, calul era un fel de tank. Bun. La ora actuală, cei doi ani de război, la care putem adăuga și războiul din Gaza, au adus niște noutăți în armament. A venit drona, deci numai, dacă vă uitați, a dispărut tancul. Dom'le, sunt niște evoluții extraordinare. Apariția dronei, cum spuneți noastră, care este o armă simplă, nu costă oameni. A dispărut bombardamentul de aviație. Maestre, scuturile antirachetă care sunt folosite, asta adică nu mai au nicio legătură, trage la cu bomba, e scut antirachetă. Pac, uitați-vă la Israel, da, activează Iron Dome-ul. Noi avem scuturi antirachetă de aici, există tot soiul de chestii, sateliți din ăștia care văd orice mișcare și tu vii și îmi spui că în momentul de față eu trebuie să-mi iau trotineta și să merg la... Nu, nu, am dat un exemplu. Da. Era normal ca noi, măcar pe o televiziune, să vină, nu Gheorghiță, domnule, un general, să-mi explice și mie, să-mi explice, de exemplu, altă noutate. Avem un popor care se apără eroic, nu e așa, este poporul ucrainean, dar jumătate din el e în străinătate. Noi așa am învățat. Așa. Și așa ne spune și Gheorghiță, războiul întregului popor. Normal. Domnul Tărțescu, a venit Zelenski și a cerut mobilizare, da? Domnule, ați văzut măcar propagandistic. Un ucrainean, unul din plecat, unul, să zică, bă, eu plec, însoțit de televiziunile planetare, bă, mă întorc în țară și mă duc direct pe front. Nu! Știți că sunt aceiași ucraineni de 2 ani? Știu. Bun, am dat un exemplu. Am eu unul în cartierul unde locuiesc, au închiriat o casă în cartierul unde locuiesc, ucraineni. El, băiat tânăr, 30 de ani, adică e bun de front, ca să zicem așa, înțelegeți, sunt convins, da? Stă toată ziua, își plimbă cățelul și citește prin cartier, că m-am luat de el la un moment dat, i-am spus în engleză, să adune rahatul de câine, care are un câine, înțelegeți, și m-a enervat că a lăsat câine să facă, să se răhățească prin cartier și nu l-a strâns. Și i-am spus să-l ridice, să uite așa la mine, destul de strâmb, așa, cu tare, zic, nu știu rusă, dar am văzut că știe engleză, că să tot uite, cred că e IT-și ceva de genul ăsta, nu știu ce. Mașină, super bengoasă, a închiriat o casă pe care, dă, vă spun eu, în cartierul ăla, nu știu ce, pe care Vita Maică Soiu l-a închiriat, cred că undeva în jur de 2500 de euro pe lună, liniștit de pe ea, dincolo de asta. Deci ăla ar fi bun de front. Eu cred că mă așteptam să urce în BMW-ul lui Bengos și să o ia spre Ucraina la prima chemare. De ce am făcut această paranteză? Că și eu mă întreb, unde dracu sunt specialiștii? Normal ar fi ca acest război să se tragă câteva concluzii, pentru că a intervenit războiul de poziții. Nimeni nu se aștepta ca în secolul 21, cu sateliți, cu bombardiere, rușii să folosească tactica, strategia clasică, tranșee. Maestre, dar să nu mai cumpărăm F-35, fregate și alte chestii, că-s bani mulți. Să luăm bocanci, că avem nevoie, a zis ăsta Gheorghiță. Haideți să ne luăm bocanci, raniță, baionetă, eventual cu tare, niște pușcoace. Nu, nu, am mai zis ceva în interviu, stați un... Așa. Va trebui, după ce am cumpărat toate astea, va trebui să cumpărăm și pentru fiecare militar ceva... De alea de vedere pe timp de noapte. Da. Că rusul atacă de doar noaptea. Da. Noaptea atacă rusul. Deci rusul nu vine la lumina zil. Și trebuie să aibă ăștia ei noștri găs. Bun. Pentru că vreau neapărat să atingem și un alt subiect care mi se pare îngrozitor realmente. Vă propun, maestre, unul, îi rog pe cei care ne privesc în acest moment, cum a și sugerat un domn pe un chat aici și bine a făcut. Hai, mă, oameni buni, apăsați butonul de like, că vă place, știm că vă place, da, acest dialog. Nu costă nimic, da?
apăsați butonul de like, pentru că e mult mai bine indexată în felul ăsta emisiunea și mai află și alții acum, chiar în timp real, că se desfășoară ceva pe canalul de YouTube Hai România. Acum mai este, vreau să vedem împreună, că pe mine eu am înghețat. Amicul Rareș Bogdan, și al meu și al dumneavoastră, a dat un interviu la Cluj, cred că se întâmpla, unui ziarist local, în care ne-a anunțat în acest interviu, atenție, că nu se pune doar problema comasării alegerilor locale cu europarlamentare, ci și a alegerilor generale cu prezidențiale. Adică din 4, cum erau 5 rânduri de alegeri, dacă era vorba și de alegerile prezidențiale în două tururi, să fie făcute doar două rânduri de alegeri anul acesta. Privim împreună acest și nu numai atât. Dă Rareș Bogdan aici niște chestii, îmi venea să mă bag sub masă și să zic, dă o naibii de democrație românească, băi frate. Ia priviți. Vezi comasa sau nu vezi comasa alegerile europarlamentare cu ale locale? Sunt câteva aturi, sunt câteva lucruri care încă ne încurcă. Cert este că România va fi foarte greu să ducă 5 rânduri de alegeri. Noi avem bugetat în bugetul României, în bugetele Ministerului de Interne, în momentul acesta 4 miliarde, deci 800 de milioane de euro, pentru alegeri. Suma aceasta nu va ajunge, suma va depăși 1 miliard. Sigur, democrația costă, dar 1 miliard de euro e foarte mult. Comasarea, dacă reușim o dublă comasare, adică locale cu prezidențiale, primul tur, sau locale cu europarlamentare, sau prezidențiale cu parlamentare primul tur, cum a fost istoric în România, și europarlamentare cu locale, cum se desfășoară în 7 țări europene. Deci noi nu am fi singura țară care am face asta, am spori reprezentativitatea din punct de vedere a listelor, pentru că s-ar face un transfer indiscutabil din partea domnului Boc, care are 75% aici, ar transfera și dânsul măcar un 50% spre lista de europarlamentari. V-ați activa rețelistica de partid, primar, președinți, consilieri? Avem 1300 de primari, domnul Danciu, avem 14.000 de consilieri locali și 550 de consilieri județeni, avem 17 din 40 președinți de consilii. Dar ce-o armată? O armată. Practic am asigurat o reprezentativitate mai mare. Și în același timp am scădea cheltuielile cu 200 de milioane pe comasare, adică de euro. Adică undeva, dacă am reușit două comasări, am avea practic 400 de milioane în minus, 350 de milioane să fiu mai precis, ceea ce ar însemna, vă dau exemplu, dacă creștem la pensiile între 2.000 și 5 domnul, și 3.000 de lei. Nu stați că vă vorbesc și de asta și de companii. Ce contează la bugetul României câte 300 de milioane de lei, adică haideți să fim serioși. Nu, stați puțin. Astăzi se discută dacă la pensionarii care au între 2.000 și 3.000 de lei pensie, adică între 500 și 600 de euro, între 400 și 600 de euro, vom scădea sau nu, le vom anula sau nu impozitarea. Sunt 1,2 milioane de pensionari care au această sumă. Dacă am face asta, cheltuiala lunară este de 155 de milioane de lei, adică 31 de milioane de euro. Asta ar însemna ori 12, socotiți, exact banii pe care i-am recuperat prin comasare. Domnule, maestre, eu știu o metodă și mai bună. Să le dea naibii de alegeri, maestre, mai fie deloc. Tăle, cine mai trebuie alegeri? Și partidele să nu mai fie decât partidul unic. Cine trebuie nu atâtea partide? Și cu AUR, și cu PNL, PSD și asta. Tăle naibii de alegeri. Fără alegeri, fără un partid unic și cu asta și am terminat. Să vedeți ce ieftin ieșim cu toată chestia asta, vă jur. Da? Și Ioanis președinte până moare. Și mai are mult, adică e sănătos, pare sănătos. Adică vreo 50 de ani de aici înainte, Iohannis președinte. Și ne-am scos. Care-i părerea mea? Da. Te le vor comasa pe toate, domnul Turcescu. Dacă nu, dați voi o mică paranteză. Știu că ți-e enervează când fac paranteze. Mie îmi pare. M-a preocupat foarte mult, știți, că Saladin în ultima vreme. Da. Și în timp ce acționa el, cucerea pe Ierusalimul, după fiecare acțiune pe care o făcea, îi scria califului de la Bagdad. Deci, indiferent ce face califul, la ora actuală, tot ce face Ciucă, tot ce face Marcel Ciolacu, îi scrie califului din Băneasa. Adică, doamne ambasador, n-am nicio îndoială. Așa. De ce am spus asta? La ora actuală există un interes geopolitic, planetar, al partenerului strategic, și anume că această coaliție să funcționeze și după aceste alegeri. Da. Cu Ciucă președinte,
Marcel Ciolacu premier, dacă se poate, pe vreo 50 de ani. Uh-huh. O să spuneți, domnule, dar cum se vede? El, planul acesta de împărțire a puterii, care convine de la ora actuala, actuala formulă, convine urieșește. De ce? Ciolacu nu ridică nicio problemă. Dacă mâine e nevoie, nu știu, să cumpărăm ăștia, porumbei spioni americani, cumpărăm, nicio problemă. Ciucă nu ridică nicio problemă și este foarte important că ai nevoie de un președinte, deoarece România este o bază militară, nu mai e de mult american. Corect. Bă, ce cetățean a fost deranjat de DNA în ultima vreme? Unul, Iulian Dumitrescu. Da. Iulian Dumitrescu era un om normal în sensul că făcea toate aranjamentele posibile. Este un, din câte am aflat eu, poate vreau să știți mai multe, un om de mare învârteli în PNL, din ăsta. Hrebenciucul PNL-ului. Așa. Problema este că băiatul în ultima vreme, sprijinit sigur, nu știu, pe SRI sau de cine era, începuse să pună la cale comploturi. Uh-huh. Una din țintele complotului era Ciucă. Da. Deci, titlul unui jurnal video de-al meu, vă rog să-l puneți și noastră în moto. Salvați soldatul Ciucă. Scrie Manule. Comasarea. Totul vizează Ciucă să rămână după europarlamentare și locale în fruntea PNL, pentru că formula el președinte și Marcel Ciolacu premier convine tuturor, mai ales lui Marcel Ciolacu. Pentru Marcel Ciolacu este ideal. El cel puțin așa crede. El nu știu dacă Ciucă a ajuns președinte va avea ambiții. Eu nu cred că va avea. Dar ăsta este planul și atunci tot ce se întâmplă și cu comasarea și cu ăsta, tot este posibil, domnul Turcescu, pentru că nimeni nu face gălăgie din afară. România a trăit după 1990, mai țineți minte, singurele momente în care mai tresăream democratic era când îi păram pe ăștia în afară și veneau ăia, da? Comasarea localilor cu ăsta este indicație de la Bruxelles. Mai da? Dumneavoastră, vă aduceți aminte mai bine decât mine că erați în mijlocul evenimentelor. Ce freamăt a fost în România când Iliescu, care anunțase că nu va candida, a decis să candideze. Da? Da. Vă aduceți aminte? A fost o... S-au urcat pe pereți, toți au zis, păi cum bă, n-ai spus că tu nu vei candida și ai decis să candidezi la un moment dat la aia, așa. După care... Ce scandal a fost că îi numărau mandatele lui Iescu, că de fapt n-a avut doar, sunt două mandate jumate că se pune și mandatul ăla. Deci aveam o societate românească foarte atentă la orice mic derapaj, ca să spunem așa. Să muți calendarul alegerilor când era stabilit, să scurtezi mandatul aleșilor local, că va fi scurtat dacă se comasează, că nu o să faci alegerile în iunie și să-l înscăunesc pe primar în septembrie. Păi ce faci? N-ai făcut nimic. Normal, dracu, stă ăla acasă și sunt primarul, iar ăla care la primărie își face bagajele 3 luni de zile. Da, aveți dreptate. Păi, pierdem 3 luni de, de activitate locală. Normal. Aici a avut și dreptate și nătărăul ăsta de Nicușor Dan, care năucit așa cum el a zis, zice, păi ce, cum să facem? Zice, adică îmi scurtează mandatul, zice, când eu tocmai în vară am de lucru să dudui, poate nu mai e el primar, vine următorul. Pe vară, când ai, ar trebui să asfaltezi, să bagi, să faci, să înlocuiești și țevi, să una alta, tu de fapt schimbi primarul la momentul ăla. Nu-i stă capul nimănui la primărit. Da? Deci este o demență dreagă. Dar dincolo de asta, maestre, că aici vreau să pun această poveste, care mi se pare, dom'le, mai suntem în democrație în contextul ăsta? Da. Domnul Turcescu, vă reamintesc, erați tânăr. Vă rog. Ianuarie 1990. Da. Iar de-abia acest popor despre care se spunea că era nedemocrat, că era educat în spiritul cutare, acest popor a tresărit în 1990 la o diversiune subtilă, și anume frontul, da, s-a transformat, care nu era partid, da, s-a transformat în partid și a hotărât să participe la alegeri. Dom'le, care a fost gălăgia și pe drept cuvânt, bă, tu care până acum, adică nu poți și arbitru să și candidezi. Păi acum, adică, de-aia vreau să spun, domnule, în ianuarie 90,
niște încălcări ale democrației care acum cred că nici măcar nimeni nu le-ar sesiza. Au devenit, chiar a fost un subiect, gândiți-vă că o parte din cei din conducerea frontului, cum a fost și Blandean, au demisionat. Doina Cornea a zis, bă, nu se poate, dați posibilitate și partidelor de opoziție. Domnul Tucescu, în 1990 și 91, PNC și PNL nu însemnau nimic. Nimic, 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 ca forță că ăla. Cu toate acestea, avea o putere morală în România pe care nu au acum toate partidele de opoziție puse la un loc. Da, e o decădere, dar problema este că această cădere a democrației convine foarte mult celor care au interesul ca această coaliție să funcționeze. Și câtă vreme ea funcționează, și ați văzut că acum au o temă, extremismul. Deci au evitat să se și bată între ele și câtă vreme califului din Băneasa îi convine asta, nu văd cine s-ar putea opune. Vă spuneți-mi și mie. Maestre, iertați-mă, dar suntem într-o... Eu aș vrea să fac chiar o reclamație la Consiliul Concurențe. Pentru că noi, în momentul de față, noi nu mai avem o concurență politică. Pe toți ăștia, dacă să... Scoate-mi în părare, Bogdan, dacă vreau să vorbesc cu maestru Cristoie pe chestia asta, Manu. Deci, maestre, avem așa... În toată nebunia asta, nu știu ce, aveam și noi niște partide care ar fi trebuit să se bată între ele, PNL-ul și cu PSD-ul. Da? Câtă vreme aceste partide, în momentul de față, practic nu se mai concurează. Păi când are loc o concurență neloială și să facă ăștia, se numește cartel, da? Când în piața economică, la un moment dat, să zicem, când Mega Image se înțelege cu Carrefour și cu Metro, să țină același preț, aceeași chestiune. Când ei s-au înțeles peste capul nostru al celor care votăm, să-l pună pe Ciucă președinte, să-l mențină pe Ciolacu premier și după aceea să facă rotația, să treacă Ciolacu președinte și Ciucă premier. Da? Pentru următorii 10 ani de zile, practic, au stabilit ei cam cum merge toată treaba. Când ei, în momentul de față, anulează practic tot ce înseamnă surpriza votului. Dom'le, vot, te duci la vot pentru că te aștepți să fie chiar o surpriză la un moment dat, să iei temperatura socială. Păi dacă ei încuplează primarii care aduc pe aia cu arcanul la vot, cu alegerile europarlamentare și practic mă pun pe mine să zic, bă, dacă sunt mai prost așa, bă, primarul, sunt angajat la primărie, a zis primarul să votăm PSD pe linie, deși eu aș fi votat cu, nu știu, cu PNL sau cu Forța Dreptei sau cu cine naiba ori mai fi votat. Ce asta? Asta nu mai e democrație, nu mai are nicio legătură. Eu de-aia l-am pus pe Iliescu în poză, mai devreme l-a rugat pe Manu să caute o poză. Iliescu n-a îndrăznit, maestre, în două mandate jumate. Dați-mi un exemplu când Iliescu a îndrăznit să-și bage picioarele în iadă de democrație, cum a făcut Ciolacu și cu Ciucă până acum. Nu, domnul Tărcescu, alegerile, primele alegeri care au dat, cele din februarie 92, care au dat minima speranță, pentru că nu era nicio speranță, alegerile locale au adus la București un lider al opoziției. Mai țineți minte? Da. De ce? Pentru că Iliescu niciodată n-a schimbat nici în 92 și nici în 96 calendarul, a discutat întotdeauna cu opoziția. Dar repet, domnul Tucescu, din punct de vedere al forței numerice, PNL și PNCCD nu erau nici cât USR-ul de acum. Dar forța lor morală, deși ea provenea și din faptul că Iliescu îi recunoștea. Culmea este că zicem noi acum, uite, doar am trăit vremurile alea, aș putea permite PSN-ul să facă calendar cum voia el, nu-i așa, da? De punctul acesta de vedere, în 92, când au câștigat alegerile și n-au avut majoritate, să știți că FSN-ul s-a adresat opoziției să facă guvern de unii. Adică, pe când acum nu mai e. Și cel mai bun e, domnul Turciu, una din cauze o reprezintă, o explică atitudinea USR față de povestea cu armata. Partidele nu mai reprezintă propriul electorat. Deci USR-ul are ca electorat antimilitarismul. Domnule, tânăra generație, dar ai tine. Corect, da, da. Bun, cum poate acest drulă să sprijine o lege care va duce pe drumuri, că IT-știi ăștia, că domnule, totuși el muncește, deci el săracu e până la 4 acolo, în unde? În Pipera, da?
Și apoi se duce ce? Să treacă cu pușca? Unde? Mai vreau să pun o problemă în discuție, maestre. PNL a declanșat, Flutur este cap de listă, așa, o serie de meetinguri anti-aur, numitele meetinguri anti-extremism. Da. Deci aur, oricât ar fi ei momentul de față de, nu știu, un flas de sondaje sau nu știu, sunt un partid adevărat parlamentar, dar un partid înființat acum câțiva ani de zile, un raș și un pește, dacă te uiți la istoria glorioasă a PNL-ului și a PSD-ului chiar, care are 30 ceva de ani de când e mastodontul ăsta PSD-ist, nu mai punem și pe alea de la Partidul Comunist de dinainte, anii ăia, că și aia se bagă ca zestre istoric. Dar, ei fac meeting-uri împotriva extremismului și împotriva orice, că după modelul nemților, bă, nebunilor, păi nemții au istoria unor mișcări violente de extremă dreapta, dar chiar dacă au partide de extremă dreapta de zeci de ani în Germania, da, ălea nu câștigă pentru că, nu pentru că ies ăștia la meeting-uri împotriva lor, ci pentru că nu-i votează lumea. În același timp, deci nu iese nimeni în momentul de față într-un meeting în care să spună jos comasarea alegerilor, nu încălcați democrația, respectați regulile stabilite de Constituție, nu modificați calendarul electoral. Domnul Turcescu, nu există nimic mai semnificativ pentru decăderea societății românești decât acest meeting organizat la Suceava de unul Flutur. Uitați-vă la el, da? Da. Un asemenea meeting, să zicem, anti-extremist, la, deși acestea nu sunt partide extremiste, e organizat, vezi acolo niște, nu știu, profesoare, ONG-iste, da, justițe, intelectuale. Acolo s-au venit niște tipi de-ai lui, de-al lui Flutur. Domnul Turcescu, jur, 99% din aia din piață nici nu știau ce e la extremism, nici nu știau să pronunț. Corect. Domnul, m-a luat peste picior, da, mitingurile antifasciste, anti-extremiste sunt ale unei anumite părți a societății. Aia care știe ce e la extremism, s-au venit și ei, ce? Lozinca aia nenorocită. Domnul, chiar am ajuns în așa fel încât unul Flutur. Domnule, dacă ăștia erau atât de democrați din Suceava, păi el este de 16 ani președinte. Domnule, este de 16 ani. La un moment dat, eu dacă aș fi în Suceava, gândiți-vă că unul care are 16 ani s-a născut sub Flutur și mai stă încă 4 ani. Domnule, gândiți-vă o viață de om trăită sub un baron local, care e tipic. Ați văzut că am dat și eu aseară când l-a primit pe ăla, pe Orban, când... Este tipic, și dacă a ajuns să care fac... scria cu oi, maestre, scria pe oi, cu oi, cu ăla când a venit Orban, a pus-o pe tăpata aia să cânte Ienescu sau ce vorbesc. Da. Domnul Turcescu, încă o dată, mie nu mi s-a părut mai ridicolă toată manifestarea anti ăla decât niște tipi din Suceava scoși de baronul Flutur. Domnule, dacă există în România o întruchipare a baronului, este Flutur. Este exact ce spuneți dumneavoastră, solid, cefos, cum să zic, bancurile pe care le spunea el și este de 16 ani. Domnul Turcescu, nu, la un moment dat nu-ți vine greață să stai 16 ani? Mai este, dar vă aduceți aminte dumneavoastră că iarăși că asta este, ce să faci dacă suntem mai trecuți în viață așa față de alții? Când era sechelariu, când erau ăștia, da, cum urla presa de dreapta, zicea baronul local cu tare care da, era ăla de 3 mandate în fruntea primăriei, avea 3 mandate, mamă lua. Bă, dar acum când e unul de 16 ani, cum spuneți dumneavoastră, jumate din timpul scurs de după Revoluție, e unul în fruntea urbei acolo. E, cred că este... Domnul Turcescu, într-un asemenea loc, într-un da, asemenea județ, unde ăsta e de 16 ani și e ce e, domnule, nici să te naști nu ai voie decât cu aprobarea lui. Corect. Nu înțelegeți? Da, da, domnule, da. Nu înțelegeți că dacă tu ai avut odată ghinionul, nu știu, să te ceri cu familia lui, cu ibovnica lui, cu nepoata lui. Domnule, te-ai terminat? Direct, da. Că tot județul e al lui, tot, la apă, la lumină, la ăla, peste tot ai lui 16 ani și mai sunt încă 4 ani. Și ăia trebuia să demonstreze împotriva lui.
cum să fi, cum să întruchipeze ăsta, doamne, putea, dar ca dovadă încoate ce e în capul acestor Maestre, tineri. mai am o bombă, mă rog, pe surse, azi de dimineață am aflat că la întâlnirea care va avea loc la sfârșitul acestei săptămâni dintre Ciucă și Ciolacu, pe lângă calendarul comasării, că trebuie să grăbească băieții, că potrivit Constituției 90 de zile în care trebuie să anunțe, mă rog, anyway, dincolo de asta se pune următoarea idee în discuție. Ca în locurile sau sectoarele, cum ar fi sectorul 1, de exemplu, unde există primar de la alt partid, să zicem de la USR, da? Da. La Bacău sau mai știu eu pe unde au, la Timișoara sau pe undeva, o chestie de genul ăsta, PNL și PSD pun la cale ideea de a avea un candidat comun pentru a-și maximiza șansele de a-l înlocui pe useristul sau ce-o fi el, auristul, eu știu dacă o vrea, avea și ăștia vreun pe candidat. Deci ar putea să vedem și această chestiune în anumite locuri, pe lângă faptul că ei sunt împreună la guvernare, să aibă candidat comun. Adică eu la sectorul 1, da, s-ar putea să fiu obligat să aleg între Clotild, să spunem, candidatul AUR și candidatul comun PSD-PNL, care cu siguranță va fi tuță de la PNL. Că Da, chiar dacă ei sunt despărțiți, se permite, vor lua drept motiv faptul că pe plan local se pot face tot felul da, de de combinații. Deci, înțelege. încă o dată, domnul Turcescu, scopul califului, ca să din băneasa, este ca acest an plin de alegeri să nu afecteze cu nimic această coaliție care a fost ideală pentru Calif, ideală. Au cumpărat tot ce au vrut americanii, am făcut tot ce au vrut americanii, ne-am inundat cu cereale, n-a zis nimeni nimic. Grindeanu n-a mai zis nimic cu bâstroie. Așa e. Domnule Turcescu, dumneavoastră, dacă ați fi la Washington, da? Domnule, sunteți nebuni să renunțați la ăștia? Bineînțeles, nu. Păi cum? Nu știu, de unde știi, poate că și drulă dacă ajunge o iarnă. S-a verificat, sunt verificați orice, tot ce. Mai țineți minte, vine zvăpăiata, ca așa zic că o Dobeasca, asta, acest cum, Nicolae Titulescu mai scund, da? Mai scundă și ne spune așa. Da. S-a luat decizia de către americani și gruparea americană din Occident ca organizația aia a ONU pentru refugiați să nu mai fie alimentate, da? Da. Dă un comunicat mare, o dobească. O, leu, cu tare noi, corect, până când nu se face ancheta, că nu știu, acolo e și opera evreilor, da? Mă rog. Și bă, eu ca prost, seara o laud, că eram prost, eu om serios. A doua zi, aceeași zvăpăiată zice, nu, gata, am renunțat. De ce? S-a primit un telefon, dumneavoastră, nu înțelegeți? Adică, eu încercați, și sunteți de acord cu mine, hai să încercăm să ne așezăm în situația partenerului strategic, da? Care e problema? Care e problema? Da. Care a fost, stați în elemente, care a fost problema nemților cu mișcarea legionară? Hitler nu avea încredere în ei. A avut încredere în mareșal, da? Așa și din coace. Prin ce îi deranjează ei dacă această coaliție funcționează? Spuneți-mi și mie, prin ce? Nimic, Din potrivă, da. e o coaliție verificată în politica internațională, foarte importantă. Pentru ei asta contează, domnul Turcescu. Dar ce contează că în Senegal, ăla, înainte de începutul campaniei, a zis, gata, am în alegeri. Dacă Senegalul e cu băieții, păi de acord, sunteți de acord, da? Vreau să vă mai atrag atenția rapid, maestru, asupra unei chestiuni care e foarte interesantă. Știu că ați dezbătut-o și dumneavoastră. A zis domnul Ciolacu că în înțelegere cu doamna Cava, cum o cheamă, dar are ambasada Statelor Unite mereu, încă nu știu cum are un nume de ăsta de... așa, Davalec. Cavalec, așa, da. A zis, domne, chiar dacă nu vreți să mergeți în Statele Unite ale Americii, faceți un gest de patriotism și luați-vă viză de America pentru a scăpa de blestemul acelui 3% respingeri, nu știu ce. Deci cu cât mai mulți aplicanți la viza pentru America, cu atât mai multe șanse, cum era, de câștig.
Așa era la Loto 6 din 49. Cu cât mai multe bilete jucate, cu atât mai multe șanse de câștig. Așa și la noi. Cu cât mai mulți aplicați la viză, cu atât mai multe șanse de câștig. Și românul chiar dacă nu mergeți. Da, o fi zis românul, bă, fac un gest de patrie. Nu vreau să văd America, nici n-am bani de avion de cutare, dar mă duc să aplic pentru viză. Problema e că pentru a obține viza de Statele Unite ale Americii, trebuie să achiți, ia uitați aici, bagă manul, da? Cât costă taxa pentru viza de America? $160, $190, $265, $205, în funcție de ce viză soliciți. De turist, de studii, de una alta, de nu știu ce. Presupunând că o iei pe aia, cea mai ieftină, $160. Bă, fraților, tot înseamnă vreo 800 și ceva de lei. Deci patriotismul nostru în România astăzi are și un preț, domnul Ciolacu. Dacă ne ducem să aplicăm pentru viză, chiar dacă, repet, nu vrem să o luăm, ca să depunem formularele de aplicare pentru viză, tot ar trebui să scoatem din buzunarașe vreo $160. Ni dă guvernul înapoi? Asta întreb. Că în condițiile astea, eu mi-am expirat viza, trebuie să mă s-o reînnoiesc, dar poate mă lipesc cumva, îmi reînnoiesc viza. Fac și un gest de patriot în toată chestiunea asta. Maestre, ce minte au ăstea în cap, maestre? Ce în capul lor? Deci, cine a luat asta lui Ciolacu, mă rog, de la Buzău, dar a luat asta lui Cavaleca, asta de unde o fi ea, în capul ei ce-o fi? Au fi zis că scoate taxa pentru viză? Ce-o fi în mintea lor? Adică ăștia negociază niște chestii ca la piață. Eu cred că departamentul de stat și-a făcut cruce când a auzit de așa ceva. A zis, bă, sunteți nebuni. Dar domnul Tântescu, imaginați-vă că domnul Nicușor Dan ne anunță că are nevoie de bani pentru crearea de parcări, da? Da. Și ne invită și pe cei care nu avem mașini să ne cumpărăm locuri de parcare. Exact. Da, toți, bă, dar de ce? Domnule, mie mi se pare că spune asta. De cine cunoaște minim, nu român, lituanian, sau cum adică să dau 160 de euro, de ce? Din patriotism. Exact. Domnul Tăcescu, din patriotism nimeni nu dă nimic. El vrea să obțină ceva. Corect. Acțiune din astea, domnul Tăcescu, ăsta nici nu știți cum e pe acolo, pe la Ciolacu. Bănuiesc că vă imaginați. Sunt niște șmecheri care l-au mâncat de bani și pe Dragnea, da, și pe Dăncilă, așa? Și ce șeful, avem o inițiativă azi, care mă, uite, vă duceți acolo împreună cu doamna, dat viz, din alea care... Dar, atenție, tot ce a făcut Flutur acum este o expresia, deci e o problemă, vin alegerile, da? Da. Totul sunt despărțiți. Trebuie să se bată cu cineva. A, se bat cu aur, gata, da, da. Și PNL și PSD se vor bate cu aur. Adică... Dar ei nu-și dau seama, nătărăii, da, că de multe ori din bătălia asta nu fac altceva decât să-i pună pe ăștia de la aur într-o poziție foarte bună. Că ei devin singura opoziție. USR-ul neexistând în ecuația asta, lumea zice, bă, ori votez PSD, PNL, Tătescu, ori cu aur. Dar n-ați fost niciodată atenți la textul meu inspirat din Partidul Comunist. Unitatea, deci în momentul în care cele două partide luptă împotriva extremismului, ele nu pot fi decât unite. Normal. Păi ce spunea Partidul Comunist în ilegalitate? Să facem front comun împotriva ascensiunii fascismului, inclusiv pe rege. Da. L-au rugat. Da. Așa zic, front comun. Și Ciucă președinte și ăsta premier. Eu vreau să trăiesc ziua în care o să văd Congresul de Unificare PSD-PNL și vreau să trăiesc ziua în care baronul PSD-ist de la Ciuma Roșie stă lângă baronul gălbejit de la PNL. Eu vreau să trăiesc momentul ăla. Ăla va fi un moment de glorie. Îmi și închipui ziariștii cum vor să vor repezi ei cu microfoanele, să ia declarații. Cum vă simțiți, domnul Flutur, astăzi, în momentul în care în sfârșit să împlinești? Și eu să spună toți, domne, România avea nevoie de un partid puternic, PNL, PSD și așa. Eu vreau să trăiesc momentul ăla. Va fi un moment în care ies în piața domnul, și să încheie mai cu o notă. Deci, în finalul interviului istoric cu Gheorghiță, vreo 5 minute se vorbește despre Bocanc. N-ați înțeles? Bocanc. Da, da. Problema este că domnul Gheorghiță ne-a anunțat că la anul vom avea în sfârșit un Bocanc. Adică nu, n-ați înțeles. Un proiect de țară. Nu autostrăzi. Domnule, vom avea în sfârșit, militare vor avea Bocanc. Domnule, este ceva, nu-ți vine să crezi. Adică nu mă lăsăm, lăsați autostrăzile. Bocanc. Bocanc, păi da. Țării cât mai mulți bocanci. Asta așa, genial. Asta da. E
și salvați soldatul Ciucă, da? Da, și țării cât mai mulți bocanci. Mulțumesc foarte mult, maestre, a fost o plăcere, mă bucur. A fost în vervă ca de obicei, ca să spunem așa. Prieten, păi asta fuse diseară la 20 pe Metropola TV. Am un interviu cu Victor Ponta. Oricât ar fi el de arogant și nu așa, Ponta este un om care înțelege foarte bine și știm bine asta ce înseamnă politica și cum să fac jocurile, așa că o să încerc să obțin de la Victor Ponta în interviul de diseară cât mai multe informații și puncte de vedere, inclusiv legate de această comasare a alegerilor, chiar de o posibilă candidatură a lui, înțeleg, la primăria capitalei sau poate chiar mai sus de atât. Oricum, e interesant, zic eu, ce se întâmplă diseară în emisiunea Sub semnul întrebării de la Metropola TV, așa că ne vedem și acolo începând cu orele 20. În rest, rămâne cum am stabilit, de la orele 12 trecute fix, aici pe platforma Hai România, aveți în fiecare zi de luni până vineri, ba chiar și în weekenduri, un podcast nou, nouț. Sănătate multă tuturor și nu uitați, atenție mare, bocancii, ranița, un pic de exercițiu acasă, push-up-uri, mai terminați cu pantalonașii cu vedere la gleznuță, aruncați șosetele colorate, că treceți la khaki, asta este culoarea anului, ca să spunem așa, peste tot în lume, după cum se pare, bonetă, tot ce vă trebuie, lustruiți, tot ce prindeți în casă, începeți cu argintăria, cu dacă aveți ceva de alamă, de cutare, treceți la lustruit, cum se lustruiește pușca, da? Frumos, curățați totul, obișnuiți-vă cu mirosul de vaselină, de șosete transpirate, de una, adică sunt lucruri care asta presupune, pregătire militară. Nu așa, deci cu trotineta și cu paharul de frape și aici am venit și eu să mă evaluați sara de sănătate și ăla o să spună, marș magazin, n-ai muș deloc, ești vai de capul tău și tu ce ești, băiat sau fată? Nu, tată, gata, tuns obligatoriu, periuță, uite așa, ca mine, pac, asta este, așa. Și încă eu sunt tuns, cum să spun, mare, da? Unu, mașina de, așa, exersați, că vine, a zis domnul Gheorghiță că suntem în pericol, gata. Da? Post negru, una, două zile pe săptămână, ca să vă obișnuiți și cu chestiunea asta, da? Ascundeți în pivniță, faceți exerciții cu copiii, cu nevasta, la un moment dat, aviația inamică, vă trântiți pe burtă, pe sufragerie, pe sub masă, pe unde puteți, deci obișnuiți-vă că vine. Asta e cât se poate de clar. Ne vedem, pa, pa! Thank you.